Bună dimineața prieteni, uh, am zis că e important de povestit, chiar dacă e un subiect total nespectaculos, ce ne interesează pe noi PNRR-ul, da? uh, pentru cei care vor să vadă uh, înspre ce ne îndreptăm și de ce e musai să ne îndreptăm într-acolo, pentru cei care nu vor să cadă pradă, conspirațiilor socialiste, cum că de fapt există niște stăpâni nu știu unde care dirigează din umbră uh, România, eu zic că e important să vedem logica și să o înțelegem. Pentru că până la urmă, uh, știi, ne ajung din urmă 31 de ani de, de păcăleli ale reformei. Uh, am tot păcălit-o. Am mai peticit într-un loc, am mai pușcat în partea a, altă, veneau campaniile electorale, mai băgam niște pomeni ca să vadă poporul că există tătuci iubitor de norod, dar până la urmă, chestiunile astea te ajung din urmă și ești obligat să faci ceea ce trebuia să faci atunci când ai râs de Polonia cu terapia de șoc, ai râs de unguri că o băgat o felul de, de legi, ai râs de toată lumea pentru că tu în avea chef de capitalism, aveai chef de glasnost și perestroica, apud Ion Iliescu, Confer, Kf Gorbaciov. Da. Și Hot News vine cu un material foarte fain, musai să-l citiți, în care sintetizează câte ceva din, din area asta de schimbări care musai să vină. Ce se vede? Pensiile nu vor crește ad hoc, adică așa la în, în ardeal se zice la futui pe mană. Adică așa numai din pix, doar pentru că vine, nu știu ce, campanie electorală și Olguța cu Dragnea și nu știu care, să pune ei de acord să le crească dintr-o dată cu 40%. Chestie care nu s-a întâmplat în nicio țară a lumii. Și este imposibil să se întâmple, da? Și atunci, pentru acele zeci de miliarde de euro la care România are acces, o parte bună din ele, gratuite, adică fonduri gratuite, nu mai trebuie să le dai înapoi. Da? România și-a luat angajamentul că, mă, uite, nu mai repetăm greșelile la din trecut și încercăm să mergem cu reformele astea, care nu sunt, atenție, nu sunt ilogice, și să ne apropiem de voi, de țările civilizate și prospere din Uniunea Europeană, din vest, practic, da? Deci pensiile nu vor crește ad hoc. Cele speciale vor fi modificate în măsura în care Constituția o permite. Și aici putem urla cât vrem, domnule, fără pensii speciale fără pensii speciale, doar că atunci când au făcut aceștia Constituția, au băgat tot felul de uh, mici vizuini în care unii se pot ascunde și trăi liniștiți pe banii altora. Vorbim despre pensionarii speciali. Vârsta de pensionare și stagiul de cotizare se vor schimba. Asta am înțeles până în 2035, uh, adică funcție și de uh, speranța de viață. Și undeva este normal. Dar Stați liniștiți, veți vedea România TV, pun pariu că, că va începe acum un, și, și antenele, vor începe un blitzkrieg, uite ce vă fac pensionarul să muriți de foame, să munceți până la 214 ani, să, în stilul lor. Cheltuielile cu salariile vor fi înghețate la nivelul anului 2019. Și aici vorbim de salarii la stat. Pentru că la stat s-a făcut un, un fel de suprastat în interiorul statului român în care există dacă vrei, știi, ca în India, castele alea. Numai că acolo erau vreo cinci caste, de la conducător până la ăla sora cu care lucra. Noi avem casta zeilor. Da? Noi suntem, cred că, singurii care am inventat în democrație și zeități. Zeități cu ștampilă, cu dosar cu șină și nu cumva să vorbești ceva despre ei, că imediat sare sindicatul și spune stop, ești antimuncitor anti, de fapt, anticomunist. Da? Bun bonusurile în sistemul de stat vor fi legate de performanță. Mi se pare corect. Da? Nu mai trebuie să povestim. Astea sunt cuprinse, pe lângă altele, în setul de angajamente asumate de guvern pentru un TNRR. PNRR-ul ăsta înseamnă, <coughs> practic, <coughs> vine un european și spune, uite, putem să dăm aceste fonduri mari, zeci de miliarde de euro, dar totuși trebuie să avem garanția că vă îndreptați înspre lumea civilizată. Înspre lumea care deja și-a pus la punct temelia aia uh, socială, politică, instituțională, legică, da? și de acum acolo fiecare trăiește cum muncește. Da? Voi la ce aveți acum în România, fiecare trăiește cum se descurcă, nu cum muncește. Și mă uit la. No, bine, o să că nu vrea să comenteze capacitatea de înțelegere a lui Ciolac. Ciolacul a mers acolo cu experți PSD, cu o mers, mi se pare, cu Negrescu și cu încă, încă un domn acolo. Atât. Aia era experienții. Și vine Ciolacul și spune, și <coughs> va fi iarăși, iarăși celebrat, probabil, de televiziunile astea, nu le mai spun de stânga, de anarhoide, da? Domnule, astea sunt reforme criminale și nenorociri. Toate mijloacele le punem la dispoziție ca să le stopăm. Reforme criminale. Ca după aia să vină cu un editorial pe digi24.ro în care zice, domnule, guvernul mi-a copiat ideile, misilă de ei. Bă, o reformă astea sunt criminale, ori s-au copiat ideile. Că dacă sunt criminale și s-au copiat ideile, și tu ești un criminal. Dacă nu sunt criminale, <coughs> dar s-au copiat ideile, înseamnă că ești un mincinos și ai niște plagiatori. Dar dacă nici măcar nu sunt criminale și nici măcar nu sunt copiate de la tine, înseamnă că tu ești prost. Mă înțelegi? Bun. <coughs> uh, aici trebuie să, trebuie să, rezonăm un pic cu ce înseamnă reforma. Reforma e un cuvânt pe care l-am urât toți. Da? Uh, pentru că un fel de, de godo. Bă, așteptându-l pe Godo, este piesa aia foarte faină, dar Godo nu vine. Nu are chef să vină. Nici, poate nici nu există Godo. Așa era reforma la noi. Doamne, reforme. Au început văcăroiul cu Mebus, sau nu știu cum se numea aia dăm la toată lumea cu poane, facem. Dacă te uiți un pic în urmă și rememorezi ce s-a întâmplat imediat după, după, 90 în România, îți dai seama că noi am fost... Bă, doamne, ani că am intrat în Uniunea Europeană și în NATO, că astăzi eram un belarus de ne scoteam ochii pe stradă fiecare la fiecare. Pentru că în momentul în care, nu, în care democrația începe să patineze, da? termenul ăla de anocrație este extrem de bine de bine uh, 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 conturat în România, da? Adică uh, ai instituții democratice, ai spoiala aia democratică, dar de fapt în viața socială, politică, instituțională nu există nicio uh, uh, democrație. Da? Dacă te uiți în urmă, desperii. Noi ar trebui să ne gândim foarte bine la ce am câștigat din 2007 încoace. Sigur, nemulțumit la Uniunea Europeană, da, mă liga e de Uniunea Europeană, că nu mi-au dat merge de uite că. De ce nu mi-ai dat nu știu ce? Uite câte așteptări am avut eu de la tine. Dar de ce n-ai făcut și pentru mine paradis? Că Eu am fost în vacanță în Franța, în Spania, în Italia, în Norvegia, peste tot și am văzut că e fine. Bă, băieți, una e când ești turist, alta că mergi să lucrezi. Și, și un, uh, un francez sărac poate veni, sau un italian sărac poate veni în România, în concediu, să spună că este minunată. Dacă vine aici, începe să zică, bă, dar e lucru. Ceva în genul ăsta. Suntem și noi cu un european, am crezut că e un supermarket și dacă se poate, pentru român cu preț redus toate produsele. Nici gând. Bun. Ce trebuie schimbat? Adică trebuie schimbat sistemul ăsta de selecție. Și aici cred că CTP are cea mai bună formulă pentru Mircea Pașcu și pentru Dăncilă, proaspeții consilieri în politici monetari. Zice el, doi șomeri pe care nu i-ar fi angajat nici dracu să-i piepte necoana. Și asta trebuie să o pui, dincolo de spectaculozitatea formului, pune-o în, dacă vrei, în paralel, o să râz acum că o comp, na, nu compar, alături, cu Angela Merkel. Știi, gata, s-a gătat cu, cu, cu cancelariatul, dacă vrei să-i zici, dar și a fost întrebată dacă există ceva ce nu i-ar plăcea să se scrie despre ea în manuale de istorie. Și ea zice nu m-ar plăcea să se scrie că aș fi fost leneșă. Pentru că n-a fost leneșă. Vezi, e, și sistemul ăsta, și reperul. Reperul la noi să cotcodăcim, să avem, da, cancelarul Germaniei, Madame Dăncilă, amândoi, într-un fel sau altul, premieri, da? A noastră să se descurce, să aibă, să negocieze cu... Știi că te-am salvat eu, Isărescule, dă și mie acum că mor de foame și șomere. În timp ce Merkel, tot premier, cancelar, cum vrei să-i zici, da? nu vreau să, se, să creadă cineva ca și fost leneșă. Aici vorbim despre etica protestantă a muncii. Nu poți să le pretinzi politicienilor să citească Weber, pentru că nu, e o carte cu multe, cu multe, cum să zic eu, neologisme, idei pe care trebuie să le meste. Ce e o carte care dă de gândit. Și ar fi păcat ca politicienii noștri să facă AVC-uri peste AVC-uri la fiecare 15 pagini din Etica Protestantă a Muncii. Între timp, vezi și la uh, oamenii simpli. Eu am văzut știrea aia de la, din Statele Unite, un imigrant stabilit la New York a absolvit facultatea împreună cu fica sa, în timp ce lucra ca sudor. Și a primit cea mai înaltă distinție. Ăștia au venit, mi se pare, din Costa Rica, da? Și nu știau, el nu știa deloc engleză. Dar pentru că au văzut că fică sa vrea să facă o facultate, s-a apucat și el de facultate, în timp ce muncea ca sudor. Sudorii sunt foarte bine plătiți peste tot în lume, da? Și atunci au putut să suporte costurile. Dar ambiția asta să-l ducă cum să zic, să se realizeze, să, să aibă stima aia de sine. Ai o chestie interioară pe care nu ți-o ți poate lua nimeni. ia verigheta, îți fură ochelarii, îți sparge cauciucul la mașină, îți fură nevasta, fuge cu secretara, nu poate să ia însă nimeni ce în tine. Și aia se numește stima de sine. Și mi se pare că, că, Tagore zicea, Tagore sau Gandhi, sincer, nu mai știu, bă, demnitatea nu ți -o poate lua nimeni numai dacă eu dai tu. No, ceva în ăsta lipsește și la noi. Și mă uit la, o să râz, Radio Uruguay ce are German cu Uruguayu? Ei vorbesc și scriu pe portalul lor despre Ana Blandiana, poeta din România, candidată la Premiul Nobel. Sunt convins că nu ai auzit de, de, de știrea asta sau de informația asta, pentru că pe noi nu ne interesează arta. Pe noi ne interesează parizerul să fie ieftin și dacă se poate să fie mult. Și după 10-15 beri, așa ca decor, și să ne simtem bine. Da? Uh, și îți mai dau o știre: care vine din Paris. Uh, Macron va da un fel de voucher, un fel de permis pentru activități culturale de 300 de euro pentru 800.000 de, de adolescenți care au fost privați în pandemie de, de mers la teatru, de mers la un concert. De, de, făcut ceva în mijlocul ideii de cultură. 300 de euro pentru fiecare adolescent ca să poată folosi și cumva să, să recupereze spațiul cultural pierdut. Vezi, mie nu-mi place Franța. De -aia mă enervează socialismul ăla din Franța de mândoi. Da, și de, și aia de care de dreapta, atât de stânga. Acolo, dacă se poate să, să pumnul către patron și să urli cu sindicatele, aveți dreptate, Marseilleza, etc. Da? Însă, ce nu pot spune despre Franța? Nu pot spune că nu e o națiune culturală. Este extrem de atentă la cultură. Bugetul Parisului pentru cultură este mai mare decât bugetul României pentru cultură. Adică atenția asta extraordinară dată memoriei culturale pe care n-ai voie să o pierzi. Da? Și există un spațiu care te îmbibă de cultură. V-am povestit că eram acum 2 ani, cred că la, sau acum 3 ani la Paris și acolo este un loc foarte fain, Filarmonia. Bă Filarmonia au făcut o special pentru pentru fița fițelor ca sunet, ca lumină, ca spațiu, ca tot tot. 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 Acolo am fost la uh, Boră, Boim la un concert. Și lângă spațiul ăla senzațional de de uh, Filarmonia, Circ Romales. Bă, când am văzut, hopa, dar circ de la așa cu, cum era în epoca medievală, cu cort așa mai departe, pus la dispoziție terenul închiriat cumva pe gratis, dacă se poate spune așa. Era o companie itinerantă de romi de aici, chiar din lângă Cluj, care făceau turnee de 30 de ani prin Europa. Sigur, cu ghițetor de flăcări, cu trapez, exact cum era înainte. Nu mai mult să nu aveau. aveam. Da? Și m-am dus să văd. Ne-am dus cu prietenii noștri. Plină sala, biletul foarte scump, da? Plină sala de artiști din Paris, de, de Flower Power, de uh, tip. Care și așteptau rândul la academie, de toate, da? Cu ce a început uh, uh, spectacolul lor, cu lansarea de carte a tinerei rome, sau țigăni, sau cum vrei să zici, o spun cu cel mai mare respect, o carte de poezie scrisă direct în limba franceză, pe care tânăra țigancă uh, din Vișoara de lângă Cluj, da, a publicat-o acolo. Da? Uh, ce șanse are un rom în România? Nu prea. Acolo spațiul cultural te protejează și te celebrează dacă vrei, într-adevăr, să faci parte din el. Da? O carte de poezie, aia a fost lansarea. Și o tipă simplă, că m-am dus acolo, i-am zis și eu, uite ce fain, ce dar de unde ești? eu sunt din Zau, eu sunt din Vișoara, îl știi pe Șandorică. Ne-am văzut acolo în trei minute cât am povestit două lumi, două țări care s-au împăcat unde? La un spectacol cultural. Pentru că am uitat să vă spun de la început. Cultura împacă. Politica desparte, împacă, desparte, împacă dragoste cu năbădăi. Și România are nevoie de stabilitate. Știi ce înseamnă chestia aia? PNRR și lângă ea, lângă programul ăsta, cultura. Restul, restul suntem noi. Contăm în funcție de cât muncim. Pa!